Filipeni 3, de la 12 la 14. Biblia spune așa. Nu că am și câștigat premiul sau cam și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, încât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum mulți dintre voi știți, ați urmărit, ați fost prezenți la tineret, s-a vorbit mult și continuăm să vorbim despre ce înseamnă să ne maturizăm în Hristos. S-a vorbit despre drumul pe care trebuie să-l parcurgem ca să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. S-a vorbit mult despre ce înseamnă lucrurile care definesc maturitatea creștină. Însă, în această seară, aș vrea să mă opresc la un aspect pe care poate de multe ori, deși îl intuim, poate de multe ori îl avem în minte, poate nu reușim întotdeauna să-l verbalizăm, și anume, care este costul maturizării? De fapt, onest și cinstit, ar trebui să ne punem această întrebare: ce mă costă ca să cresc în cunoașterea lui Hristos? Știți că toate lucrurile bune, de obicei, au un preț, iar maturizarea, în Hristos, cunoașterea lui Hristos nu face nicio excepție. De fapt, ori de câte ori Dumnezeu ne cheamă să facem un pas mai aproape de El, de fapt, pasul acesta de apropiere spre Dumnezeu presupune renunțarea la anumite lucruri din viața noastră. Vă dau doar câteva exemple simple. Dacă te hotărăști să te rogi mai mult, să petreci mai mult timp în părtășie, în rugăciune cu Dumnezeu, Trebuie să renunți la activități care îți consumă și îți mănâncă timpul degeaba. Dacă vrei să citești din Biblie mai mult decât o faci, va trebui să constați că trebuie să lași alte lucruri deoparte. Poate îți place să citești mult, e bine să citești, este foarte bine să. Studiez. Dacă vrei să aprofundezi Biblia, va trebui să-ți iei timp de la alte activități, adică să renunți la anumite lucruri pentru a putea să le investești în Dumnezeu. Tot așa este și când vine vorba de maturizare. Pavel Apostolul vorbește despre niște lucruri pe care trebuie să le lăsăm. Pavel vorbește despre niște lucruri pe care noi trebuie să. la care trebuie să renunțăm. Pentru că ele reprezintă costul creșterii noastre spirituale. Despre trei lucruri vreau să vă vorbesc, inspirat de ceea ce spune Pavel, și vă rog să țineți Biblia deschisă. Sunt lucruri frumoase, sunt lucruri practice și doresc din toată inima ca acestea să ne ajute ca și tineri să putem să creștem în cunoașterea lui Hristos. Însă, creșterea aceasta, repet, presupune un cost. Un cost pe care trebuie să fim dispuși să-l plătim. Aș începe cu versetul 12 și vi-l recitesc. Pavel Apostolul vorbind despre cunoașterea lui Hristos, despre relația lui cu Hristos, despre importanța cunoașterii lui Hristos, zice așa, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Pavel spune, nu am câștigat premiul, și nici nu am ajuns desăvârșit. Dar fac un lucru, merg înainte, lăsând în urma mea lucrurile care m-ar putea împiedica să îl cunosc pe Hristos mai mult. Care este un prim lucru pe care trebuie să îl recunoști și care este un lucru pe care ar trebui să fii gata să-l lași, dacă vrei, să te maturizezi în Hristos. Înțeleg din acest verset că pentru a te maturiza, un prim cost pe care fiecare dintre noi trebuie să-l plătim este faptul că trebuie să acceptăm realitatea că nu suntem atât de spiritual pe cât ne credem. Ăsta e primul lucru. Dacă vrei să crești în Hristos, e costul recunoașterii, costul acceptării unei realități că nivelul nostru de spiritualitate nu este acela la care ar trebui să fim. Pavel Apostolul spune, nu am câștigat încă premiul. Nu am ajuns de săvârșit. Cred că un mare obstacol în creșterea spirituală a multora dintre noi este sentimentul că nu mai avem nimic de învățat. Sentimentul că am cunoscut tot ceea ce trebuia să cunoaștem despre Dumnezeu, că am ajuns acolo unde ne simțim confortabil și siguri de spiritualitatea noastră. Foarte simplu spus, costul pe care trebuie să-l plătim, ne spune Pavel, este puterea de a renunța la pretenția că suntem suficient de spirituali. Vă întreb în această seară, onest față de voi înși vă și Dumnezeu, putem să acceptăm realitatea că nu suntem așa de spirituali pe cât uneori ne credem? Putem să acceptăm să spunem, mai am de învățat, mai am de crescut, mai am de asimilat, mai am de apropiat de Dumnezeu. Pentru că dacă nu ești gata să plătești acest preț, dacă nu ești gata să-ți asumi costul recunoașterii că spiritualitatea ta nu este așa de mare pe cât o crezi, s-ar putea ca să fie pus sub semnul întrebării întregul tău proces de maturizare. Pavel ne spune foarte simplu, nu am câștigat premiul, nu am ajuns de săvârșit. Prin, prin, asta Pavel spune că accept o realitate, că nu sunt totuși atât de spiritual pe cât se așteaptă Dumnezeu să fiu. Asta este primul lucru. Nivelul nostru de spiritualitate trebuie măsurat în raport cu Hristos, cu standardul care este Hristos. Nu oamenii sunt Reperul nostru. De multe ori, noi ne raportăm la oameni și spunem, eu sunt mai spiritual decât, eu sunt mai bun decât. Așa să înțelegem că reperul nostru este Hristos. Ne raportăm doar la Hristos pentru că dacă te raportezi față de alți oameni, s-ar putea să constați că ești bine, ești suficient de spiritual. Acceptarea acestui cost este mare sau eu știu, costul, dacă ar putea să spun în felul ăsta, costul este mare pentru că trebuie să recunoaștem un adevăr. În seara asta, dragi tineri, putem recunoaște adevărul că mai avem nevoie să creștem, că mai avem nevoie să fim mai mult decât suntem în acest moment. Uh, poate una dintre cele mai mari piedici, și repet acest lucru, în procesul de maturizare, este faptul că nu am atins nivelul pe care îl vrea Dumnezeu. Ce înseamnă și de ce e păcubos să ne oprim în acest punct, în viața noastră spirituală? Adică punctul în care credem că am atins nivelul de spiritualitate dorit. E periculos să te oprești creându-ți impresia că ai ajuns acolo unde trebuie spiritual și acest lucru se întâmplă în viața reală, în viața noastră de zi cu zi, ca și credincioși. Pentru că trăim cu iluzia biruinței, deși lupta nu s-a terminat. Sunt aici să vă spun că lupta noastră spirituală nu s-a terminat. Noi suntem într-o permanentă luptă. E greu de descris uh, atitudinea credinciosului generației noastre care s-au obișnuit să celebreze victoria înainte de a trece linia de sosire. N-ați văzut niciodată la sport uh, pe unii care. Având un avans bun față de ceilalți. Luați un exemplu, atletismul. Când ai alergat bine toată cursa și ești aproape de trecerea liniei de final, acolo înainte de a trece linia de final, punctul de sosire care ar demarca biruința ta, victoria ta, poate te uiți înapoi și zici: Am un avans confortabil față de toți ceilalți. Am uh, o distanță mare care mă desparte de cel care e în spatele meu și o las mai moale. În ideea că eu am câștigat deja. E doar o chestiune de timp foarte scurt până trec linia de sosire. E doar o tehnicalitate, doar trebuie să trec linia de sosire. Și în momentul în care te întorci, poate să te uiți unde sunt ceilalți care aleargă cu tine, te împiedici și cazi. Și până când reușești să te ridici, altul care era mult în spatele tău vine și te depășește. Uh, trăim cu iluzia biruinței, și totuși, lupta nu s-a terminat. Sunt aici să vă spun, dragi tineri, că lupta noastră spirituală nu s-a terminat. Nu putem să ne bucurăm de biruință încă, nu putem să celebrăm biruința noastră de a fi ajuns maturi cât timp noi suntem angajați în mod constant într-o luptă spirituală. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru, să ne nu ne bucurăm prea repede de biruință cât timp noi suntem încă în luptă. Suntem într-o luptă. Mă uit uneori la creștinii generației noastre și îmi dau seama că tratează lupta spirituală ca și o vacanță. Noi nu suntem în concediu spiritual. Biblia spune în Cartea Evreilor, suntem chemați să luptăm pentru că Păcatul ne înconjoară foarte les, ne spune acolo. Trebuie să ne dăm toate silințele și să luptăm pentru că păcatul ne înconjoară foarte ușor. Știți cât de ușor este să cazi în păcat atunci când nu mai veghezi, când nu mai ești atent, când trăiești cu iluzia că tot ce mai ai de făcut este să treci linia de sosire, dar în realitate, Păcatul te poate înconjura rapid. Nu trăi cu iluzia biruinței cât timp ești încă în luptă. Ne place să credem că suntem suficient de spiritual și când ești suficient de spiritual în propria ta accepțiune, atunci trăiești cu această iluzie, că ești biruitor, dar nu uita că încă mai ai de trecut linia de sosire. Când trăiești cu iluzia că ești suficient de spiritual, Trăiești și cu sentimentul că nu mai sunt lucruri care pot să te doboare din punct de vedere spiritual. Aș vrea să vă dau un singur exemplu din Biblie. A fost în Biblie unul dintre ucenicii Domnului care trăia cu iluzia că are control de plin asupra vieții lui spirituale. Petru, unul dintre apostolii Domnului. Spune Biblia despre Petru că atunci când Domnul le-a spus ucenicilor că urmează să meargă în Ierusalim, să fie judecat, să fie bagiocorit și apoi răstignit, Petru a luat cuvântul și a spus, Doamne, cu tine sunt gata să merg până la moarte. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au dus în grădină, Domnului Isus și cu trei dintre ucenicii lui, printre care și Petru. Și Domnul, știind ce l-așteaptă înainte știind că l-așteaptă crucea și suferința, le-a spus ucenicilor, Rămâneți aici și rugați-vă împreună cu mine. Văgheați în rugăciune. Și spune Biblia că s-a depărtat să se roage la o parte și când a venit înapoi, i-a găsit pe toți dormind, da? Știți pe cine a trezit Domnul Isus? Pe Petru. Și l-a întrebat, Petre, un ceas n-ai putut să peghezi împreună cu mine. Petre, ai spus că ești gata să mori pentru mine. Nu ți-am cerut să mori, doar să stai treaz și să te rogi. Știți că trăim cu iluzia că nu mai sunt lucruri care ne pot doborâ, când credem că am ajuns mai spiritual decât suntem, celebrăm biruința înainte ca să fie ajuns la ea, trăim cu iluzia că nimic nu ne mai poate învinge și ne relaxăm. Vreau să înțelegem, dragi tineri, poate lupta spirituală e mai aprigă și mai, mai prezentă astăzi decât oricând și fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți de acest lucru. Să nu ne relaxăm. Pentru că maturizarea noastră, creșterea noastră în Hristos nu se întâmplă când stăm în vacanță spirituală. Biblia ne cheamă la luptă. Avem un dușman în persoana diavolului, în uneltirile lui și în modul în care el încearcă să ne atragă. Și nu ne putem permite luxul de a nu face nimic. Și atunci când trăim cu sentimentul că suntem mai spirituali decât în realitate. Uh, mai avem un sentiment pe care îl nutrim și îl purtăm în inimă. Și ce mai credem? Trăim cu impresia că noi am făcut mai mult decât alții. Asta îți dă confortul că poate nu ești așa de bun cum ar trebui, dar te îți găsești confortul în faptul că sunt alții mai răi ca și tine. Vorbeam odată cu un slujitor care vorbea despre biserica lui, pe care o slujește, îți ceva ani de atunci, și vorbea despre faptul că biserica pe care o slujește a început să dea semne că oamenii nu mai vin așa cum obișnuiau să vină. Mi-a zis, frate, la noi în biserică sunt ceva probleme pentru că nu mai vin frații așa cum obișnuiau să vină. Și eu m-am gândit o să-mi dea o soluție. M-am gândit că o să-mi dea soluția. Cum să rezolvi această problemă? Însă m-a liniștit și mi-a spus, frate, la noi nu-i foarte bine, dar la alții e mai rău ca la noi. M-am gândit că îmi va zice, am găsit soluția, cum să-i readucem pe oameni la biserică, cum să-i provocăm pe oameni ca să vină înapoi, cum să-i provocăm să vină din nou să-L sujească pe Dumnezeu și să fie pasionați pentru Dumnezeu. Dar el a spus, la noi nu e așa de bine, dar lasă că la alții e mai rău. Atunci când credem că spiritualitatea noastră este suficient de sus, trăim și cu această impresie: că chiar dacă noi nu suntem așa cum ar trebui neapărat, poate că alții sunt într-o situație mai dificilă. Aș vrea să înțelegem că pentru a ne maturiza există acest preț pe care trebuie să fim gata să-l plătim și anume să acceptăm realitatea că nu suntem atât de spirituali pe cât am crede noi că suntem. Mă duc spre al doilea lucru, citesc versetul 13. Pavel Apostolul continuă spunând aceste cuvinte și vă rog să fiți atenți, pentru că există aici o sintagmă în acest verset care mă face să mă gândesc la ceva ce ține de viața noastră de zi cu zi și ceva ce noi fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem și să practicăm. Fraților, zice el, eu nu cred că l-am apucat încă. Vorbește despre ce înseamnă uh, a ajunge la cunoașterea lui Hristos. Nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Care este costul maturizării pentru fiecare dintre noi în mod practic? Am spus, în primul rând, trebuie să acceptăm realitatea că nu suntem. Atât de spirituali pe cât am crede. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l acceptăm, și reprezintă un alt preț al creșterii spirituale, al maturizării, este să acceptăm că, să acceptăm realitatea că maturizarea este grea, dar este obligatorie. Maturizarea spirituală e grea, dar este obligatorie. Dacă vrei să crești spiritual, Vrei să crești în cunoașterea Lui Dumnezeu? Trebuie să accepti această realitate, și anume, că nu e simplu să te maturizezi, însă e obligatoriu să te maturizezi. Vreau să vă spun că a crește în cunoașterea Lui Hristos este porunca Lui Dumnezeu. Nu este o idee interesantă din Biblie, sau măcar din cultura creștină, dacă... Poate zice cineva, n-am găsit-o în Biblie, creșterea spirituală este porunca lui Dumnezeu. Și dacă vrei să crești spiritual, trebuie să plătești acest preț al recunoașterii, al acceptării că, da, maturizarea este grea, dar în același timp este obligatorie. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă pentru voi percepția faptului cum ați traduce în viața voastră de credință faptul că a te maturiza este greu, însă obligatoriu? De ce ne este greu să recunoaștem că maturizarea este grea, dar obligatorie? Mi-am notat aici câteva lucruri, pentru că le înțeleg din contextul scripturii. Înțeleg că Dumnezeu, când ne cheamă să ne maturizăm, am studiat și am citit toate pasajele din Biblie care vorbesc despre maturizare, dar n-am văzut nicăieri undeva să scrie că maturizarea este ușoară. Procesul creșterii este un proces care presupune durere, pentru că presupune transformare. Știți de ce noi, ca și credincioși, trebuie să acceptăm această realitate? Sau de ce ne este Greu să acceptăm realitatea. Foarte mulți credincioși, creștini, tineri și nu doar, trăiesc cu impresia că, că sunt multe lucruri spirituale bune, doar că nu sunt pentru noi. V-ați gândit vreodată câte lucruri uh, spirituale sunt foarte bune? Poate citești Biblia și dai peste pasaje care îți spun că anumite lucruri spirituale sunt foarte bune. Și zici, extraordinar, aceste lucruri sunt foarte bune, dar nu sunt pentru mine. De câte ori ai citit ceva din Biblie și ai spus, oh, ce fain, un principiu extraordinar, un lucru extraordinar, dar e prea greu pentru mine. Citim în Biblie că trebuie să trăim o viață de neprihănire, nu? Pentru că cine trăiește în neprihănire... Este plăcut lui Dumnezeu? Poate vei zice, dar e foarte bine, păi, să trăiască în neprihănire predicatorii, să trăiască în neprihănire cei care slujesc, dar pentru mine e complicat. Maturizarea este grea, însă este obligatorie. Nu vei putea să plătești acest preț al recunoașterii acestui adevăr până când nu înțelegi că ceea ce Dumnezeu vrea de la tine, bă, lucrurile pe care Dumnezeu le vrea de la tine, chiar dacă sunt grele, sunt posibile. V-ați pus vreodată întrebarea? Oare aș putea să mă rog mai mult? Poate va zice cineva, da, cred că aș putea, dar e un efort. Oare aș putea să stau mai mult cu Cuvântul lui Dumnezeu? Sigur aș putea, e greu. Poate zice cineva, pei cititul Bibliei pendelete, cititul Bibliei cu aprofundare, e pentru predicatori, că ei trebuie să știe Biblia. Poate vei zice rugăciunea e foarte bună, o practică spirituală, o disciplină spirituală foarte bună, dar nu-i de mine, eu mă rog mai puțin. Să se roage cei ce slujesc. Dragi tineri, aș vrea să înțelegem că până nu suntem gata să plătim acest preț al recunoașterii, că da, maturizarea este un proces greu, dar obligatoriu nu vom putea să creștem spiritual. Fugim de ceea ce este greu din punct de vedere spiritual, ne uităm la lucruri spirituale și le spunem, sunt foarte bune, dar nu sunt pentru mine, sunt prea complicate. Nu cred că există o, o atitudine mai păguboasă a cuiva care urmează pe Hristos decât să fie selectiv când vine vorba de lucruri spirituale. V-aș întreba, fără să am neapărat dorința să-mi răspundeți, sunt lucruri spirituale care vi se par grele în viața voastră? Ce vi se pare greu? Faceți-vă așa rapid o analiză în minte. Când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu, care vi se par greu de făcut? Poate, ca și mulți credincioși ai generației în care trăim, am ales, pentru că așa e natura noastră umană, am ales lucrurile simple. Chiar dacă ceva spiritual e greu, nu înseamnă că nu-i pentru tine. Iar maturizarea, procesul de creștere și transformare nu face nicio excepție. Credem că lucrurile spirituale sunt bune, dar nu pentru mine, pentru alții. Apoi mai avem o idee uneori, pentru care ne e greu să plătim prețul acesta, costul înțelegerii că chiar dacă e grea maturizarea, e obligatorie, credem că odată, cândva, cumva, o să ne maturizăm și noi. Ați tot auzit predici despre ce înseamnă să crești în cunoașterea lui Hristos. Și poate cineva stă aici, în, în sală, poate chiar între voi, și se gândește, păi, fain, sună bine. Într-o zi, cândva, cumva, voi crește și eu în cunoașterea lui Hristos. Nu te vei maturiza niciodată spiritual dacă nu ești gata să faci ceva. Din moment ce maturizarea este un proces care necesită timp, întrebarea este, ești gata să aloci timpul ăla pentru a crește? Sau doar trăiești cu impresia, cândva, cumva, odată, o să mă maturizez și eu spiritual. Și apoi mai există un lucru care ne face să fim reticenți în a plăti costul acesta al maturizării. Poate că am văzut prea multe exemple negative la oameni care au încercat să crească spiritual și apoi au renunțat. O să fac aici o paranteză. Știți că nu vom ajunge să atingem nimic spiritual dacă renunțăm ușor. Poate în jurul tău ai avut oameni pe care i-ai cunoscut, poate alți credincioși, poate alți tineri, pe care i-ai văzut mult mai dornici și mai pasionați. Și poate că undeva în umblarea lor cu Dumnezeu au avut un eșec. Și acum tu zici, păi au încercat și ei și n-au reușit. Prin urmare, n-are rost să încerc eu. Așa să vă provoc, dragi tineri, în această seară. Deși este greu, merită. Deși maturizarea este un proces care presupune efort, presupune durere, presupune transformare. Da, este grea maturizarea, dar e obligatorie pentru că Dumnezeu o poruncește și apoi maturizarea merită. Vei ajunge într-o zi să-L cunoști pe Dumnezeu altfel de cum o faci acum. Vei ajunge într-o zi să ai o cunoaștere a Lui Dumnezeu mult mai profundă decât o ai astăzi. Dar asta nu se va întâmpla doar în mod aleator, nu se va întâmpla de la sine. Te gândești că într-o zi voi fi și eu matur spiritual, chiar dacă nu fac nimic. Nu, vei fi matur spiritual, vei ajunge să-L cunoști mai profund pe Hristos când vei fi gata să plătești prețul maturizării. Să accepti, da, este greu, de multe ori va fi durere, va fi suferință, va fi transformare, dar toate acestea aduc creștere. Da? Dar, poate că te-a dezarmat sau te-a descurajat cineva din jurul tău pe care l-ai văzut că a încercat să crească spiritual, dar n-a reușit să o facă. Vreau să vă încurajez. Poate reușim să afișăm, dacă mă ajută, tinerii, proverbe 24 cu 16, un verset foarte interesant. Un verset care ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi cheia înțelegerii faptului că chiar dacă am încercat și am eșuat. Însă nu este finalul. Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică. Cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică. Dragi tineri, dacă suntem dispuși să plătim prețul creșterii noastre, dacă suntem gata să plătim costul acesta, Dumnezeu ne va ajuta chiar dacă am căzut să ne ridicăm. Nu te uita la cel de lângă tine, la cei de lângă tine care poate îți vor spune: N-are rost să te apuci, n-are rost să încerci, pentru că eu am încercat și am eșuat. Ce înseamnă să fii gata să accepti costul maturizării? Înseamnă să accepti realitatea că spiritualitatea ta are încă nevoie de îmbunătățire. N-ai ajuns unde trebuie. Înseamnă să înțelegi că maturizarea este grea, dar chiar dacă este grea, e obligatorie. Și mai e un lucru foarte interesant și frumos pe care îl văd în versetul 14. Și cu acest gând vreau să mă apropii de încheierea mesajului din această seară și să vă provoc la rugăciune. Zice Pavel în versetul 14. Observați atitudinea lui Pavel. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Alerg! Alerg spre ținta. Mai există un cost. Există costul recunoașterii, am spus, că nu suntem așa spirituali cum credem. Există al doilea cost al acceptării, că e greu să crești, dar e obligatoriu să crești. Și mai e un lucru. N-ați da această seară să acceptați de la Pavel, din Cuvântul lui Dumnezeu, provocarea maturizării. Vă chem, dragi tineri, în această seară la ceva foarte simplu. Să acceptați provocarea de a crește în Hristos. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă provocarea maturizării? Rețineți asta foarte simplu. Dacă nu faci nimic, nu se schimbă nimic. Asta e provocarea. Pot să vă lansez. Din partea lui Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, Pavel zice: Alerg spre țintă. Nu mă plimb. Știți că umblarea noastră nu vi se pare. Fac aici o paranteză: nu vi se pare ciudat. Că ori de câte ori Biblia vorbește despre umblarea noastră în credință, o definește ca o alergare. Nu ca o plimbare prin parc, duminică după masă, nu ca și o plimbare de relaxare, ci o alergare. Pavel ne provoacă în această seară și eu, preluând ceea ce spune Pavel, vă provoc pe voi. Oare cei ce sunteți aici, la tineret în seara asta, sunteți gata să acceptați provocarea maturizării? Și repete, foarte simplă. Dacă nu faci nimic, nu se va schimba nimic în viața ta. Vrei să schimbi ceva în viața ta? Nu aștepta să se întâmple cândva, cumva, undeva. Vrei să schimbi ceva în viața ta? Nu spune, e prea greu. Ca să nu... Ca să mă apuc eu. Știți că există o vorbă românească? Cred că e românească. Nu știu dacă ați auzit-o. Vă spun, dacă o știți, îmi veți da dreptate, iar dacă nu știți, zice o gândire o idee românească. Dacă o treabă nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, n-are rost să te apuci de ea. Când vine vorba de spiritualitate, nu merge așa ceva. Sunteți oare voi? Noi cei ce suntem aici în seara asta? Gata să acceptăm provocarea maturizării? Înțelegând că dacă nu facem nimic, nu se schimbă nimic, Pavel zice, alerg. De ce ne temem? Și aici închei cu câteva gânduri foarte, foarte scurt, de ce ne temem de provocarea maturizării? Poate ați auzit deja multe predici pe parcursul acestui an și cu siguranță multe lucruri v-au rămas în minte și poate vă și gândiți la ele. Tot aud despre faptul că trebuie să cresc, trebuie să încep undeva și trebuie să am un parcurs ascendent în cunoașterea lui Hristos. Dar de ce totuși ne temem de provocare? Uh, mi-am notat aici câteva lucruri. În primul rând, ne temem de provocarea maturizării pentru că ne-am obișnuit să trăim în pasivitate spirituală. Chiar dacă știm că trăind pasiv spiritual, riscăm să devenim ignoranți față de lucrurile lui Dumnezeu. Mă uit la o generație de oameni care trăiește pasiv spiritual. Știți ce înseamnă să fii pasiv spiritual? Pasiv este diametral opus. Cuvântului activ. Este antonimul cuvântului, a, pas, cuvântului pasiv, uh, pasiv versus activ. Vă întreb în seara asta ca și tineri. Ați spune că viața voastră spirituală este una pasivă sau una activă. Ne temem de a prelua, de a ne asuma această provocare a maturizării, pentru că ne place mai mult să fim pasivi. Mă uit la biserici și văd o grămadă de creștini pasivi. Asta nu înseamnă că nu cred în Dumnezeu, nu, nu înseamnă că lipsesc foarte mult de la biserică, nu înseamnă că viața lor spirituală este afundată în tot felul de lucruri care n-ar trebui să fie acolo, ci pur și simplu înseamnă că viața lor spirituală funcționează, există într-un rit foarte, foarte lent. Mă uit la voi și vă întreb: dacă ar fi să vă definiți viața spirituală, ați defini-o ca una pasivă sau ca una activă? Ne temem să acceptăm provocarea maturizării de multe ori, când Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, pentru că ne este mai confortabil să trăim în pasivitate spirituală. Ei bine, în seara aceasta eu vreau să vă provoc să fiți activi. Pavel zice alerg spre țintă. La vremea când scrie. Versetele acestea, Pavel era deja un om bine trecut de prima tinerețe, asta că să nu spun că era deja bătrân. Trecut cu bine de prima parte a vieții lui, Pavel vorbește despre fugă, despre alergare, despre a fi activ. Dragi tineri, sunteți tineri și plini de energie. Dacă acum nu sunteți activi, vă întreb așa, cam pe când credeți că o să deveniți activi? Știți că trecerea timpului sedimentează acest confort în noi care ne face să fim tot mai negrăbiți, tot mai cu timp. Vreau să vă provoc în seara asta și apoi să ne rugăm. Asta este provocarea maturizării. Să înțelegi că dacă nu faci nimic, nu se schimbă nimic. Ne este teamă de asta? Pentru că ne-am obișnuit prea mult cu pasivitate. Pasivitatea aduce cu sine infantilism spiritual și multe lucruri care nu sunt benefice vieții noastre. Uh, în al doilea rând, ne este, te ne este teamă să acceptăm provocarea, nu doar pentru că trăim pasiv, uh, ne este frică cumva să creștem spiritual, pentru că atunci trebuie să fim mai responsabili față de Dumnezeu. Știți că am întâlnit oameni care au o teamă inexplicabilă, ciudată chiar. Nu vreau să știu mai mult despre Dumnezeu, pentru că dacă știu mai mult despre Dumnezeu, mă văd silit să fiu mai responsabil în viața mea. Prefer să știu cât mai puțin, nu citesc prea mult din Biblie, că dacă știu prea mult, mi se va cere mai mult. Și cumva avem această teamă că dacă creștem spiritual, trebuie să fim mai responsabili. Dragii mei, responsabil trebuie să fim oricum. De aceea vă rog să acceptați provocarea lui Pavel, să dorim să creștem. Și provocarea e foarte simplă. Când accepti că dacă nu faci nimic, nu se schimbă nimic în viața ta. Și un ultim lucru, ne este teamă de multe ori. Ne este teamă să acceptăm provocarea maturizării pentru că trăim o viață prea complicată pentru a fi gata să ne consacrăm lui Dumnezeu. Când spun complicată, spun complicată de alegeri care ne țin prea ocupați cu gestionarea compromisurilor vieții de credință. Nu vrei în seara aceasta, dragul meu tiner, tânăr, să-ți simplifici viața de credință. Este o chemare la a simplifica viața de credință. Să o iei de la capăt, de la zero. Poate ești obosit de prea multe lucruri care se luptă în tine, care te trag în compromis și în tot felul de direcții. Dumnezeu te vrea pentru el și doar pentru el. Nu ai vrea să te oprești din chinul unei vieți împărțite a unei inimi divizate, a unei credințe parțiale. Vei zice că sunt prea multe lucruri în viața ta, e prea complicată viața ta. Amărăciunea eșecurilor poate pe care le-ai trăit te împiedică să mai vrei să lupți. Ești într-o stare dureroasă de acceptarea unei realități pe care nu o dorești, dar de care nu știi cum să scapi. Ai ajuns dependent de compromis, Ai ajuns dependent de a acoperi lucruri din viața ta. Dumnezeu te cheamă să ieși la lumină, te cheamă să-ți faci curat în viața ta și să-ți simplifici viața. Procesul de maturizare are un cost. Și aș vrea cu aceasta să ne apropiem de Domnul într-o rugăciune. Procesul de maturizare are un cost pe care Biblia ne cheamă să ni-l asumăm în această seară. Fiecare dintre voi. Acolo unde sunteți în umblarea voastră cu Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că avem un cost. Fiecare dintre noi, voi, costul vostru pe care trebuie să vi-l asumați, eu costul meu pe care trebuie să mi-l asum. Și acest cost înseamnă, în primul rând, spuneam în seara aceasta, să renunțăm la ideea că spiritualitatea noastră e destul. Și să spunem, Doamne, eu sunt limitat, dar tu ești nelimitat. Țintesc să cresc și să te cunosc mai mult. Accept realitatea, sunt gata să plătesc costul acceptării că nu sunt așa de spiritual precum mă cred. Apoi, costul despre care am vorbit și pe care trebuie să-l acceptăm este că, da, e greu de atins nivelul de maturitate spirituală. Este un drum anevoios, dar, deși este greu, Dumnezeu mă cheamă să-l parcurg. Și apoi. Fiecare dintre noi să avem tăria și curajul să acceptăm provocarea lui Pavel care spune: Alerg spre țintă, nu mă duc liniștit, nu mă duc la pas, ci alerg, fac ceva conștient. Provocarea este simplă. Când voi face ceva, se va schimba ceva în viața mea. Fără acțiune, nu există rezultat. Vă chem în această seară, dragi tineri, să ne asumăm. Costul maturizării noastre spirituale, pentru că știu că Dumnezeu este de partea celor care sunt gata să lupte, celor care sunt gata să-și asume aceste lucruri. Să spui cu mâna pe inimă într-o rugăciune sinceră, Doamne, am crezut că sunt mai bine decât sunt. Să pot spune, Doamne, am avut eșecuri și am încercat să cresc. Mi se pare greu, dar totuși nu renunț. Să spui, sunt gata să schimb în viața mea ceva ca să văd un progres spiritual. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții și să avem această rugăciune, acest moment înaintea lui Dumnezeu. Și din toată inima să spunem, Doamne, vreau să cresc în cunoașterea Ta și sunt gata să plătesc prețul pentru aceasta. Hai să ne rugăm cu toții.